asta e, asta e televiziunea ta. Domnilor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la jurnal. Pentru început vă prezint principalele titluri ale ediției. Pentru o oră și jumătate, Bistrița s-a transformat într-o mică Vienă. Centrul cultural municipal a fost gazda concertului de anul nou. Dacă unii sărbătoresc astăzi Crăciunul, alții îl cinstesc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Modificările generale aduse de codul fiscal, care vor fi aplicabile începând cu această lună, stabilesc reguli noi în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată. Pentru o oră și jumătate, Bistrița s-a transformat într-o mică Vienă. Centrul cultural municipal a fost gazda concertului de anul nou. Orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj-Napoca i-a impresionat pe toți bistrițenii, care au asistat aseară la evenimentul de înaltă clasă. Directorul Centrului Cultural, Dorel Cosma, ne-a prezentat câteva impresii după spectacol. Da, a intrat în tradiția culturală a municipiului Bistrița ca imediat după anul nou să ne întâlnim la un concert și să transformăm poate pentru câteva clipe Bistrița într-o mică Vienă. Dacă am reușit sau nu, sigur că publicul este cel care dă verdictul final. Avem o colaborare bună sau chiar foarte bună, aș putea spune, în ultimii ani cu Societatea de Concerte, coordonată de domnul profesor Gabriel Sermure. Și avem un sprijin substanțial din partea primăriei în organizarea anuală acestei manifestări de anul nou. În acest an, în urma unei discuții cu domnul primar, manifestarea s-a stabilit de bobotează, ca să fie totuși un cadru frumos sărbătoresc, și întreaga manifestare a beneficiat de un sprijin financiar din partea unui sponsor important din municipiul Bistrița și nu cred că fac o reclamă dacă îi pronunț numele, fiindcă firma Teraplast este o firmă foarte cunoscută, poate nu mai are nevoie nici chiar de publicitate, dar sunt oameni deosebit de inimoși care au cuplat la ideea acestui concert. Am avut discuțiile preliminare cu Filarmonica din Cluj, cei cu care am organizat această manifestare. I-am invitat în acest an și de fiecare dată ne propunem în anii care urmează ca începutul de an să aducă această manifestare în rândul bistrițenilor. Pentru cei care nu au putut să fie prezenți la concert, vă prezentăm în continuare câteva secvențe.
de 1 milion de ortodoxi din România sărbătoresc astăzi Crăciunul, chiar dacă majoritatea au făcut-o deja de 13 zile. Este vorba despre ortodoxii români de stil vechi, rușii, lipovenii, sârbii, armenii și moldovenii de peste Prut, care respectă calendarul de stil vechi, cel iulian la care Patriarhia Română a renunțat oficial în perioada interbelică. Diferența de 13 zile se menține și în cazul anului nou, care va fi sărbătorit de acești tineriași în noaptea dintre 13 și 14 ianuarie. Continuăm știrile. Dacă unii sărbătoresc astăzi Crăciunul, alții îl cințesc pe Sfântul Ioan Botezătorul. Numele său este purtat de 2 milioane de români, dintre care 14.000 sunt bistrițeni. Numele Ioan vine de la cuvântul evreiesc Yehohanah, care înseamnă Dumnezeu a avut milă, Dumnezeu este milos. Statisticile existente la nivel național arată că din totalul de aproximativ 22 de milioane de români, 2.454.000 poartă numele Ioan. Dintre aceștia, 1.464.000 sunt bărbați, iar 538.143 sunt femei. În evidențele de stare civilă ale primăriei.